În această seară suntem la ultimul masterclass de anul acesta, masterclass-urile fiind unul dintre proiectele ADFR. Cel din seara asta este cu Dana Bunescu, care nu cred că are nevoie niciun fel de introducere. Și ne pregătim pentru cele care vor urma anul viitor. Noi ca ONG, la Asociația de Dezvoltare a Filmului Românesc, sau ADFR, cum îi spunem noi, dezvoltăm proiecte pentru industrie și pentru public. Masterclass-urile sunt unul dintre, este unul dintre proiectele pe care noi îl dezvoltăm, doar că este puțin mai special pentru că el face parte dintr-un proiect mai mare care se numește Student Hub. Student Hub este o comunitate pentru studenții de film, teatru și arte, care vine din vine să completeze practic ceea ce facultățile de film și de arte nu îți oferă. Pe vremea când eu eram studentă la Londra, existau masterclass-uri în afara facultății, nu doar în facultate, workshop-uri, proiecții speciale pentru studenți, o groază de evenimente pentru ei, dincolo de internship-uri la diferite case de producție. Și aici am observat că este, în afară de ce se organizează la UNEATC, nu prea ai alte opțiuni și oricum UNEATC-ul nu organizează într-un mod curent. Și atunci de aici a venit nevoia de a înființa o comunitate pentru studenți unde ei să aibă acces la evenimente pentru ei, internship-uri, practic un loc unde toate aceste informații le pot găsi abonându-se. Cum stabiliți programele? În funcție de ce credeți voi că e nevoie sau în funcție de ceea ce vă solicită studenții respectivi? În cadrul Student Hub, momentan avem un singur proiect. Este vorba de aceste masterclass-uri care se întâmplă. Ele sunt gândite să se întâmple de 4 ori pe an, o dată la 2 luni, excluzând vacanța de vară, care pentru noi din iunie și până în septembrie cam e perioada de examene și apoi de vacanță. Și atunci aceea este o perioadă în care acest proiect nu se întâmplă. Avem altele pe care le desfășurăm. Urmează să ne gândim la alte proiecte în cadrul Student Hub. Următorul pas este să convingem casele de producție să ne înștiințeze atunci când au internship-uri și noi să le comunicăm mai departe către studenți. Și ne mai gândim la o serie de evenimente pe baza feedback-ului pe care îl primim de la studenții abonați la comunitatea respectivă. Dar momentan masterclass-urile sunt practic, seria de masterclass-uri este singurul eveniment pentru ei. Și după 5 masterclass-uri putem spune că e un eveniment, e un proiect cu potențial foarte mare de dezvoltare și continuitate.